Bine, mi-ar se împute -mi lumea. Se împute lumea nu neapărat de la războaie, deși războaiele fac cel mai mare rău. Se împute lumea cumva prin tot felul de idei care sunt băgate ca fiind extraordinare, revoluționare pentru binele oamenilor, când de fapt vedem că este o cruciadă a prostalăilor, a proștilor, a idioților, toată lupta asta împotriva modernității. Și o să fiu foarte franc. Da? vin o mulțime de oameni care înjură, și mă înjură și pe mine și pe voi, da? băi, globalistule, du-te să-ți dea bani, soros, să-ți dea, să-ți dea, să-ți dea, să-ți dea. Sunt exact aceiași, asta este trăirea lor într-un paradox, exact aceeași care ridică în slăvi China, ridică Rusia în slăvi. Păi băieți, țările care beneficiază cel mai mult de globalizare sunt Rusia și China. Rusia pentru că are cui vinde materie primă, că altfel s-ar sufoca, și China pentru că s-a transformat într-o extraordinar de mare manufactură. Da, chestia asta, probabil dacă mă uit pe etichetă, e de pe acolo, nu știu, e mai nou să un pic, s-ar putea să fie din Bangladesh sau din India. Ok? Adică ei nu pricep că tocmai țările pe care le admiră, fără să cunoască istorie, fără să. mai mult de pe Facebook, de pe TikTok, de pe tot felul de chestii asta, exact țările alea. Reușesc să, să trăiască datorită globalizării. Și atunci ne jură pe noi doar pentru că există o oboseală transmisă de globalizare. Într-adevăr, știți care e oboseala? Te obligă să înveți în continuu. Te obligă să te, să te recalifici în continuu. Este învățarea continuă. Acel concept de educare continuă. Că ești tâmplar, că ești medic, că ești indiferent ce ești, va trebui să înțelegi că viața ta este o competiție în momentul în care tătucul dispare. Tătucul comunist, tătucul de care o fi. Da? Și fascinația asta e, întotdeauna nu este e, analizată de ăștia care ne înjură. Nu. Că să spună, uite, eu înjur globalismul pentru că trăim, trăim, trăim. Da? Eu te înjur pe tine, globalistule, pentru că asta, asta, asta. Nu, e nu argumente. Ei înjură pentru că urăsc tocmai democrația. Democrația care nu e o stare confortabilă pentru un om. În democrație este concurență. În democrație este competiție. Ei bine, ăștia care subie cel mai dezglobalismul, sunt acei nostalgici care vin și ne spun, domnule, pe timpul Ceaușescu, status dădea casă, îți dădea un loc de muncă, era ordine și disciplină, nu auzi atât. Nu spun niciodată problema că pentru un banc putea intra la pușcărie. Nu spun niciodată problema că bunicii lor s-ar putea să nu fie de acord cu asta sau bunicile lor să-și amintească cum fugeau prin păduri să ducă mâncare bărbaților la da, care se fereau de colectivizare. Ei nu au problema asta. Și aici aș merge la o carte. Pentru că toată ura asta împotriva globalizării este de fapt o ură împotriva Occidentului. Este o carte foarte faină, scrisă de un olandez, anglo-olandez, Jan Buruma, și un uh, israelian, Avishai Margalit, da? O scurtă istorie a urii față de vest. Trebuie să o cumpărați. Occidentalismul, războiul împotriva Occidentului. Are rădăcini destul de mari. Destul de mari și de adânci, și care, culmea, au fost udate din plin, hrănite din plin de tot felul de intelectuali. De stânga. Adică, exact ea care spun că trebuie prosperitate pentru toți, exact ăia dau la o parte democrația și merg către regimurile autoritare care nu mai prosperitate pentru toți nu fac, eventual pușcărie. Bun. Există un intelectual iranian de marcă, Ale Ahmed, în anii 60. Și el a inventat numele de vestoxifiere. Și asta înseamnă influența dăunătoare a ideilor occidentale. Mare admirator al lui Junger, i-a și tradus cartea aia, liber de linie. o mulțime de o mulțime de idei care, dintr-o dată, au mers pe sufletul unor oameni inconsistenți în propria cultură. Pentru că despre asta e vorba. Gândiți-vă că au fost oameni care au statui, care au rămas în istoria literaturii, în istoria gândirii, care au fost, în anumite momente, niște mari idioți. Da? Paul Aragon, mare poet considerat în anii 60, extraordinar, care a scris-o de KGB-ului. Da, Jean-Paul Sartre, care se studiază și astăzi din liceu până în facultate, istensialismul, senzațiunea, oh, 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 ce frumos. Ăla scria uh, 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 că toți cei care uh, sunt împotriva lui Stalin trebuie uciși. Da? S-a certat cu cel mai bun prieten al lui doar pentru că nu era de acord cu comunismul. Da? Cu, cu, cu Camin. Adică vorbim despre. Și mai sunt, 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 sunt mulți, mulți. mulți vorbim despre niște nume mari care pur și simplu n-au înțeles că democrația dă șanse egale. Atât tot. Nu ne face egali. Că lumea zice, domnule, înainte eram egali unul cu altul. Sigur că da, egali în sărăcie. Dar democrația nu te face egal. Îți dă doar șanse egale, ceea ce este extrem de important. Și mergem mai încolo. Da? Și o să vedeți, foarte fine, Foarte faine Explicațiile. Da? Unul, pentru, unul dintre motivele pentru care Stalin și Mao, da? Au fost inclusiv Hitler și Mussolini, Mussolin, într-o măsură mai mică, au fost sprijiniți de atâtea intelectuali occidentali, a fost că aceștia nu mai erau dezgustați de mediocritatea democratică. Cum adică, democrația asta trebuie cumva ordonată. În momentul în care încerci să ordonezi, Democrația, încep și interesele. Personale sau de grup, da? În momentul ăla discutăm despre primele rădăcinuțe ale dictaturii. Bun. Unul dintre mari susținători ai cauzelor revoluționare din lumea a treia, ai teroriștilor arabi, și altor dușmani ai democrației liberale, da, un mare avocat francez, Jacques Verger, i-a apărat în procese pe mai mulți militanți algerieni de la care făceau atentate, inclusiv pe Klaus Barbie, fostul șef al Poliției SS. Și el zice, domnule, trebuie să existe un, un spirit de sacrificiu. Da? Democrația este banală. Detest cosmopolitismul. Onoarea trebuie să fie mai sus de moralitate și trebuie să acceptăm uh, măsurile violente. Și are ca exemplu, da, pe acel ofițer naval de extremă dreaptă care l-a ucis în 1918 pe Walter Rathenau, ministrul afacerilor externe, după înfrângerea Germaniei. Bun? Ca, care zicea, lupt ca să le dau oamenilor un destin, nu ca să le dau fericirea. Adică, dintr-o dată, un spirit revoluționar destul de, 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 ciudat. Pentru că, sigur, prosperitatea poate fi plictisitoare. A, domne, ce faci? Păi, ce să vă Mă duc la muncă de luni până vineri, sau de luni până joi, cazul meu, da. De luni până vineri, Apoi își fac niște economii ca să iau o mașină sau să iau o casă mai mare, copiii mi la școală, să mai duc câteodată cu familia la restaurant, mai strângem bani, mai facem niște economii să mergem în concediu, vai ce plictisitor. Doar că pentru plictiseala asta, alții din Europa de Est sau în gulagul sovietic au murit sau au fost chinuiți până la moarte. Bun. Asta deja, nu mai, asta deja nu se mai spune către antiglobaliști globalizarea asta culturală, culmea, în loc să bucure, sperie. Globalizarea culturală ce se înseamnă? Faptul că pot să mă duc mâine la o piesă de teatru până în Anglia, dacă vreau. Faptul că pot să văd un concert a Rubor în Boim, cum și văzut la Filarmonie în Paris, da? Poi mâine. A, vrei să vezi ultima carte răscoasă în Portugalia? Nicio problemă. Ai dat un mesaj da? De pe laptop, și într-o săptămână maxim îți a venit cartea acasă. Asta e globalizarea. Bun. Cei care luptă împotriva globalizării, foarte mulți din Occident și foarte mulți plecați din Est în Occident. fără globalizare, murează de foame. Fără globalizare, da, murează de foame tu în România sau în Ungaria sau în Polonia sau unde, unde mureai de foame. Pentru că liberalizarea pieții muncii vine la pachet cu liberalizarea luxului. Da? Și liberalizarea luxului, ca să o înțelegeți, să înțelegem toată lumea. Acum, până acum 10-15 ani, un telefon mobil de la cu nu știu dacă exista, dar îl avea numai directorul de bancă. Astăzi vine tovarășul șomer să vadă dacă e a intrat șomajul. Ăsta este liberalizarea luxului. Eu o să spună unii, ce domnule, ăsta lux? Da, este un lux. Încearcă să vorbești cu cineva din Corea de Nord și o să spună, dacă nu-i spălat de tot pe creier, ce mare lux este să n-ai în casă obligatoriu tablou cu Kim Jong-un. Sau să. Ce mare lux este să găsești o bucată de pită, da? Caldă, cu o zeamă în care să fie și carne. Despre asta nu vorbesc niciodată, ăștia de stânga. Și nu vorbesc de socialdemocrați. Vorbesc de noua clasă care se desprinde din socialdemocrație, noua clasă de stânga revoluționară. De la Greta până la cine vreți voi. Ființe care pur și simplu își pun mintea, atâta cât o au, dacă o au, câteodată o au, în slujba unor idei care au făcut milioane de victime. Da? Exact cu Jean Paul Sartre, cu Maragon, cu, cu alții, o grămadă, o grămadă, o grămadă, au înfirmântat uh, creierile francezilor. Da? Exact așa se înfirmântă acum generația care nu are nicio amintire morală. Și amintirile morale nu sunt alea cu 10 porunci. Da, așa alea, bă, nu fura, nu... Ok, alea deja cu chestii penale. Amintirile morale înseamnă să înțelegi suferința de dinainte, atunci când cineva a făcut un război. Bun. Noi suntem generația care nu avem amintiri despre război. Și atunci ni se pare că război e o chestie așa cu bandă galbenă la televizor și dacă mă enervează foarte tare imaginea, puf, te recomand așa a dispărut. Nu e așa, băieți. Stânga asta care vine acum după noi, vine cumva împotriva unei globalizări de care ea a beneficiat cel mai mult. Pentru că este o stângă făcută de oameni foarte tineri, Oameni care nu și-au pus niciodată problema dacă părinții au bani să-l trimită într-o excursie la Milano sau să-i cumpere ultima pereche de Adidas, De obicei vin dintr-o clasă peste medie, medie și peste medie. Da, Oameni care nu au avut niciodată probleme cu banii. Sunt puțin cei care vin să vorbească despre sărăcie și cum le curgeau lacrimile pe felia de pâine și noroc că erau sărate, că avea gustul. Exagerez, evident. Da, vorbesc sau de ei, mai bine. Nu sunt puține. Vin tot felul, noroc că nu sunt foarte mulți. Însă, din păcate, deja încep să apară stabilopoz internaționali, instituționali. Vezi ONU. Vă amintesc că Guterres a anunțat vizita la Congresul ăsta al Săracilor BRICS, da, de la Kazan, și a anunțat că a fost, că n-a fost și a anunțat-o, în timp ce a refuzat să meargă la summitul de pace pentru Ucraina. Adică, dintr-o dată, încet, încet, instituțiile internaționale merg de partea aia împotriva războaielor făcute de exact partea aia. Adică, să ne gândim că ONU a fost făcut ca să nu mai existe războaie, toate organismele astea internaționale s-au făcut pentru niște drepturi ale omului, drepturi ale femeii, drepturile ale, și aici nu vreau să par nu știu cum, dar drepturile omului, sunt drepturile omului, există și un departament sau o comisie pentru drepturile femeii și vă spun de ce, nu că femeia n-ar fi om, că nu mai scris unul așa, nu, ci pentru că femeia este vulnerabilă și atunci are nevoie de un departament special. Pentru că misoginismul și tot felul de talibanism de vezi Iranul, da? De toate astea fac praf și pulbere imaginea unui om, viața unui om, destinul unui om. Bun? Și atunci te trezești cu tot felul de antiglobaliști, care sunt, de fapt, la un fel de, nu știu cum să zic, cruciadă a proștilor. Da, asta fac. Participă la o cruciadă a proștilor, neînțelegând că ei, ei sunt primii beneficiari ai globalizării. Faptul că te face antiglobalist este ca și cum ți-ar spune băi, democratule, de ce ești democrat? De ce crezi în democrație? Ar trebui să crezi în dictatură. Dar ei nu pricep chestia asta. v am spus, este o cruciadă a proștilor trăiesc într-un paradox. Nu-și dau seama, nu pun mâna pe carte, dar au pretenții ca toți cei care au pus mâna pe carte da, și au înțeles cumva dincolo de cuvinte și lumea în care trăiesc da, și cum se mișcă lumea, au pretenția ca noi să le dăm în fiecare dimineață în micul dejun, la prânz, mâncărică, trei feluri și seara cina, dar să fie cu caloriile potrivite. Asta este noua stângă. Ăștia sunt antiglobaliști. Niște... Ziceți voi în comentarii. O zi bună!